București și am văzut o mulțime de români, cred că 7.000 de români, care așteptau la aeroport. Mi-aduc aminte că ni s-a spus să punem medaliile la gât, să coborâm pe scara avionului. Eu am ieșit și când am văzut atâta lume, am intrat înapoi în avion, că m-am speriat, n-am știut de ce au venit. Deci nu mi-am dat seama de acest impact. Eram și atunci în apropiere.